Salutare vulpițelor și vulpișorilor, am revenit cu nou episod alături de Houdini. Salutare vulpițelor și vulpișorilor și hudinașilor, bine v-am găsit la un nou episod, suntem aici alături de Foxy. Și suntem pe contul abonatului Andrei și o să facem un mare opening. Să înceapă nebunia! Pentru că avem 30 de Brawl Box-uri, 3 Big Box-uri și ne uităm aici într-o firot. Încă un Big Box, bănuț și un Mega Box. De la 8.000 de trofee. Să vedem, să vedem cum o să aibă parte de noroc. Ok, și o să încep. Și momentan nu avem nimic. Momentan e gherlă primul Brawl Box. Băi, nici un bonus, nici la al doilea. Hai că vedem. Știu, am uitat să mă uit câți brawleri are. Trebuie să mă uit acum. Trebuie să vezi câți brawleri are. 23 din 21, pardon, din 28. E bine, e bine. Îmi place cum citești tu. Așa? Și i-a mai băgat câțiva brawleri acolo. Deci nu are legendare. Așa. Deci doar pe Mortis are mitică și în rest are două epice și super rare și rare. De fapt, uite aici, îi arată pe cei pe care nu i are. Da, deci mai are nevoie de încă două mitice, încă două epice și trei legendare. O să vedem dacă o să aibă norocul să-i pice ceva și o să-i continuăm acum opening-ul și o picat acolo puncte pe A-Bit. Dar momentan tot nu o primi niciun bonus. Da, are nevoie de niște gemuri, așa măcar să simt, așa că s-au deschis. Uite, acum, boxurile primul astea. Bonus. Ai cu gemurile alea, Fox. Ia, ok, da. Tichet. Aolo. Tichetul e ca și cum nu-ți dă nimic aproape. Da. Două tichete. Acum parcă-ți dă ceva. La evenimente, știi? Ce mai poți juca cu ele. Și aici i-a dat-o zero. Hai să vedem în continuare. Spune. Tichete, îți dai seama. Gemuri. Nu te aștepta la asta. La asta nu, sincer. Hai să vedem dacă o să mai primească măcar gemuri. Și nimic. Nimic. Nada, pina colada. Nada. Nici aici. Hai să vedem. Bă, nici pe aici, bă, nimic, bă. Nimic. Mai are 17. Asta se încarcă greu. Da, poate că are ceva în ea. N-avea. Era umplută cu aer. Un bonus. Are un bonus. L-am desat acolo în da. Cutie. Double tokens. No, tichete. Am să încerc și o dată, poate nimeream. Păi zi, da, poate. Nu, nici aici. Zgârcit. Câte mai avea? Mă uit după aia, când am reținut 14. Încă 14 mai are ceva? Șanse? Mai are șanse. Spune, ce crezi? Tichete, îți dai seama. Gemuri. Deci de fiecare dată. Dacă am zis tichete, a fost gemuri. Trebuie să zici mai des tichete ca să pice gemuri, știi? Am înțeles. Asta e șmecheria. Și cred că nici aici nu-i dă nimic. Nu, nici aici. Next. Nimic la next. Uite aici. Gemuri, ca să fie etichete. Acum chiar ai nimerit-o, știi? Și am văzut acolo puncte pe A-Bit. Și în continuare. Încă 9 mai are, nu? Da. Sper totuși să-i pice ceva. Măcar niște gemuri. Încă 8? Și acum? Nu știu, mai zici și tu acum. Gemuri. Na. Vezi, dacă zici gemuri, vezi? Vezi cum ți-o băga tichetul? Așa, da. Rapid, bam! Așa-i. Și mai sunt 6, hai să vedem. Acum? Gemuri. Nu știu, zici tu. Gemuri. Au primit ceva gemuri, dar sincer cred că o primi numai din seara de 3, nu? Da. Parcă. Și un star power pe Shelly. Forță, în sfârșit au venit ceva bun în star power. Ăsta, forță, ia uite ce scrie aici. Ia să vedem. Uite, asta e bun star power, ăsta e cel mai bun star power. Dacă primește damage și îi scade viața sub 40%, îi se încarcă viața full, la loc. Pe bune, adică cât bine, de tare. Adică bine, ai dat 2000 viață. Cât de tare e asta? Da, îi se umple la loc. Gen. E foarte tare. Da, e foarte tare. E bun. E foarte util, adică. Da, și trebuie să se încarce. Ai un cooldown, se încarcă nu știu câte secunde. Nu, cât nice. De tare. Ia să vedem, mai avea pe Shelly? Nu, e primul. Nu, e primul, da.
Ok, mai avem 4 și deja ne-a picat o bunătate. Am înțeles. Să vedem. Bonus? Nu știu, zici și tu. Gemuri? Ha! 5 gemuri. Gemuri! În surce și 5 gemuri. Păi acum știi, după ce au picat. Acum acolo, și-a dat fericirea. Drumul, a picat. Păi de... Păi chiar dacă nu pică Brawler, tot e bine că au picat, știi? E adevărat, ia să vedem încă 2. Gemuri? Nu, no, tichet, gata, acum, să nu exagerăm. Am zis, gata, ți-am dat destul. Să nu exagerăm, Foxy. Încă un tichet. Și ne apucăm de big box. Și un big box, hai, deschide și pe ăsta. Sincer, nu mi-a picat, cred că niciodată din min box. E mai greu să pici Brawler? Nu știu. Cel puțin nu mi-amintesc eu să fi picat. Gemuri, 8 gemuri. 8 gemuri, Foxy, 8. Băi, 8 gemuri, ce da, tare. Am picat și mai multe de 8, mi se pare, mai de mult. Cred dar că 9 cel mai mult am picat. Cred că am picat peste 10 mai multe, vreo 11 sau 10. Nu știu. Cred sau? Că. Da, e posibil de fapt că nu mai țin minte, știi? Era culmea sediatorul gemuri, știi? Și acum? Nu, aici nimic. Nimic de asta. Ne apucăm aici. Bun, hai, de... mai aici un big box totuși. Hai să vedem. Încă o șansă. Așa, puncte. Oh, încă un star power tot pe Shelly. Cât de tare! 2 star power. Foarte tare, deci ne bucurăm super mult pentru tine. Nice. Ți-am umplut prăvălia. Da. Asta direct 2 star face? Power pe Shelly. Ia să vedem de Shelly super shells slowdown. Ah, le dă slow cu pentru cu 3 gloanțele. Secunde. Pentru 3 secunde, dar tot așa trebuie să se încarce probabil, adică ți încarcă o bară și următorul atac dai slow, adică se mișcă mai greu adversarii. Da, ce interesant. Da. Foarte tare. Deci amândouă sunt foarte tari. Da, dar aia la altă cu viața mai bună. Da. Colectăm bănuții și... A venit vremea mega boxului, mult așteptat. De la 8.000 de trofee. Haide. Câtă străduință. Dedicare. Ca să ajungă la 8.000 de trofee să deschidă Foxy megaboxul. Îți dai seama. Haide, Foxy. Ok, hai să vedem ce o să se întâmple. Sper să scrie acolo 6. Hai să chiar vedem. Îmi doresc dacă asta. Dacă scrie 6. Ce scrie? 6. 5. Mi-a păcălit. Hai, 200 de bănuți. Okay. Puncte pe Daryl. Puncte pe Bu. Puncte pe Bull. Puncte pe Mortis. Puncte pe Poco. Ne dă gemuri? Și gemuri, zic eu. Și 3 tichete. Bă, ce și atât. Bă, cele mai sărăcăcioase, bă, megaboxurile pune Supercell-ul ăsta, bă. Așa-i? Nu știu de ce. Acum dă-i și tu un match așa cu Shelly, ca să-i vezi star power-ul. În ăla, acțiune. Da, selectează-i star power-ul. Care? Stai să vedem care. Ăsta cu inimioare era cel... Ăla, da, dă-i pe select. Ok. Acum dă-i select. Bun, așa, și pune-te la... Solo, da. Bun, și de pe play acum. Ok, abia aștept să văd cum funcționează noul star power. Să vedem eficacitatea lui. Poate că mai lui. E încă o bară care ți se încarcă. Vezi, acum se încarcă bara. Uh-huh. Și când ți se încarcă bara asta, ți-e activ star power-ul. Până atunci nu e activ. Am înțeles. Ceea ce înseamnă că durează puțin tel. Vezi, adică nu... Deci asta e când îți pe gata să mor, atunci trebuie să o activezi, nu? Nu, se activează singură. Ah, se activează singură? Foarte da. Tare. Uite acum, de exemplu, ar trebui să-l batem pe ăsta, l-am bătut. Super, uai ce nice. Puțin mai aveam. Da. Forță, i-ai dat-o în goarnele ăla. De, ai văzut? Ia să vedem pe aici, că s-ar putea să fie cam toată lumea aici concentrată. Da, problema e alta. A luat toate cutiile. Da, nu mai există cutiuțe și cineva, sigur, te-a văzut acum că a intrat pe acolo. Aoleu, așa, încă o bucată, o, ce fugiticălos de bun. S-a dus. Încă o bucată de-i mai prind. L-ai paladit pe bun. Respect, ați văzut? Respect, bull. Și acum bara e roșie. Rozalie. Da, uite, și mai sunt unii acolo sus. Eu zic să-i vânezi. O să-i vânezi. Dar stai să-și dea ei și când sunt foarte low, o să ies și o să-i ciuruiesc. Acum, de exemplu. Sau? No, mai bine nu, mai aștepți. Mai bine aștept mai aștepți, puțin, că poate o prinzi pe Shelly asta. Auleu, câtă lume se strânge aici.
Uite, da, 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 las. Aici, 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 aici. A, aia, l-ai spart pe ăla măcar. Gata. Acum să mai stau ascunsă puțin ca să se mai bată. Dar mai trebuie să fie cineva. Că da. Suntem trei, patru persoane rămase în viață. E tot aici unde, uite. Uite, tubul. Albul, de fapt. Și uite acolo ce se mai... Am crezut că mă sparge. Mă și gândeam. Acum. Te-a prins și Elia asta cu ultima ta. Oricum ai ieșit pe locul 3. Tot da. E forță, zic eu. Da, e bine. E bine că da, sunt pe plus. Plus 6 trofee. Oricum, interesant cum funcționează Star Power-ul. Zic da, că se merită de, să-l ai. Îți dă viață, da. Îți umple viață. Adică ți-o umple, no, nu știu, îți dă 2000 viață, dar eu din câte am observat, ți-o cam umple. Ok, cam să vedem. Schema. Mai are și pe altcineva? Uite, și pe Colt mai are... încercăm una și cu Colt, să vedem. Da, stai să vedem. Deci aici îi crește viteza la atac și aici îi crește viteza lui de mers. Mai bine viteza la atac, zic eu. Dar nu cred că sunt singur aici. Asta nu știu. Cutia arată ca un bul. Oricum harta asta e de bul, sincer, că sunt prea multe tufe. Ori de bul, ori de Shelly. Cu Colt e destul de greu. Aoleu. Că dacă te ștea pe cineva în buș acolo, ești rip. Adevărat, adevărat. Hai că poate de bull mai scapi, deși și de bull e mai greu, dar de Shelly n-ai nicio șansă. Stai că aici verific eu toate bușurile înainte. Am văzut o cutie. Aici nu-i nimeni. Ok. Am mai văzut una acolo în spate. Du-te și după aia. Stai să verific toate bușurile înainte. Așa și bun. E bine că nu m-a văzut nimeni. Ai tu 3 power. Că cred că mă așteptam. Deja ești pe locul 4. În cel mai rău caz. Da, nu vrem să fim pe locul 4. No, acum nu-i prea bine să intri tu sincer în bușul ăla. Nu. Că acolo sigur există un bull. Trebuie să aștept pe cineva să se bată ca să știu unde sunt. Băi, da, dar orfiși care stau ascunși. Și dai de ei și dacă cu Shelly sau cu bull. Uite aici, uite aici văd bine pe toată lumea. Da, dar și ei te știu pe tine acolo. Crezi? Da. Ai văzut că te știu? Da, și eu îl știu pe el. Și tu știi, da, el e cu bull. What? Și tu nu știi, dar el e cu bull. Oai, dar nu aveam cum, sincer, că avea prea mult power. Păi da, și de aia zic că dacă se apropie de tine... Dar e bine, bătut, că am ieșit pe plus, deci e super ok. Forță! Cam asta a fost episodul, dacă v-a plăcut să nu uitați acolo de un like, un share și un subscribe, aveți acolo Instagramul Foxy, Foxy.insta, Instagramul meu Houdini.insta, rupeți pe ambele butonașul de follow și să nu uitați de un like, acolo să fac o grămadă de like-ulețe, aveți în descriere și link către Easy Clan, rupeți și acolo butonașul de like și de subscribe și noi ne reauzim pe următorul episod, pa, pa! Pa, pa!